În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Ioan a răspuns și a zis tuturor: cât despre mine, eu vă botez cu apă. Dar vine acela care este mai puternic decât mine și a căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Evanghelia după Sfântul Luca, capitolul 3, versetul 16. Iubiți frați, iubite surori, preguțenice părinte, suntem în a doua duminică de după pogorârea Duhului Sfânt și, așa cum au spus și frații, am avut la rând astăzi Evanghelia cu chemarea apostolilor, chemarea ucenicilor. Câteva gânduri despre această chemare și apoi aș vrea să poposim puțin totuși la marea sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt. Pentru că mi se pare că trecem prea ușor și rămâne prea neînțeleasă această ultimă lucrare a Divinității, lucrare a Duhului Sfânt pe pământul acesta. Cei patru ucenici, cei două perechi de frați, Andrei și Petru, Ioan și Iacov, patru perechi, adică patru ucenici din două familii, din fiecare familie câte doi. Se pune întrebarea. Sfântul Evanghelist Matei și Marcu relatează pe scurt. Ei, când au auzit chemarea, au plecat imediat, cum arăta și fratele Silii, cuvântul îndată. Când au fost chemați, îndată au lăsat totul și au plecat. Se pune întrebarea. Au mai auzit ei despre Domnul Iisus? Sau n-au auzit niciodată și când i-au auzit chemarea au și plecat? Unii teologi spun că ar fi o părere asta, că n-au mai auzit. Alții, mai documentați, arată clar că în Evanghelia de după Luca și în Evanghelia de după Ioan, ucenicii, adică cei ce urmau să fie chemați la apostolie, știau despre ce este vorba. Adică au avut momente în care l-au cunoscut pe Domnul Iisus și le-ar fi trecut prin minte. E minunat omul ăsta. E deosebit. Și în momentul când Domnul le-a adresat chemarea, n-au mai stat pe gânduri, ci imediat au răspuns. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune că Ioan boteza undeva și vorbea despre Domnul Iisus și în momentul acela a trecut Domnul Iisus pe acolo și Ioan a zis: iată Fiul lui Dumnezeu, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și atunci doi din ucenicii lui s-au dus după el. Acei doi era unul Andrei și celălalt era Ioan, ucenicul care nu se prezintă cu numele, ci se prezintă cu apelativul ucenicul pe care îl iubea Iisus. Au văzut unde stă, unde locuiește, că Domnul Iisus a venit, a zis: veniți și vedeți. Și spune Sfântul Evanghelist Ioan că era ceasul al 10-lea și el a rămas acolo cu Domnul Iisus. Apoi Andrei s-a dus la fratele său Simon și i-a spus: noi am găsit pe acela care stă scris în Sfânta Scriptură. Deci acestea erau informațiile pe care oamenii ăștia le-au avut despre Domnul Iisus înainte. Și în momentul când Domnul Iisus i-a chemat, ei au lăsat îndată, imediat totul, pentru că făceau un lucru în cunoștință de cauză. Mai concludent, vine Sfântul Luca în Evanghelia sa, după, în capitolul 5, și îl interpretează, adică sau îl întâlnește Domnul Iisus tocmai la muncă, la pescuit. Și se întoarce după o noapte întreagă de pescuit și
cu corabia goală și nimic n-au pescuit și Domnul îi spune, aruncă mreaja în partea dreaptă. Și zice, dar eu sunt pescar, eu știu. Noaptea asta nu trage peștele, nu are niciun sens. Dar dacă tu zici, am mai auzit despre tine și dacă tu zici, am să o arunc. Știți, întâmplarea și nu rămân la ea, au tras mreaja și era așa de multă mulțime de pești, încât au făcut cu mâinile semn la ceilalți. Veniți că aici nu-i vorba despre o profesie oarecare de pescuit, de pescar. Aici e vorba de cu totul altceva. Omul ăsta care ne-a spus, tânărul ăsta care ne-a spus să aruncăm mreaja asta, nu-i un om ca și noi. Asta e ceva deosebit. Când a dus toți peștii la mar, obiectul acțiunii lui n-a fost preocupat de pește, să-l ducem acasă, să-l vindem, nu, nu. El s-a dus la Domnul Iisus, s-a aruncat la picioare lui, a spus, pleacă de la mine, ești păcătos. Atunci Domnul Iisus îi spune, nu te teme, de astăzi vei fi pescar de oameni. Închidem paranteza asta și ne întoarcem la Evanghelia scurtă a Sfântului Matei sau Marcu, prin care cei patru ucenici au răspuns imediat și l-au urmat pe Domnul Iisus. Doar probabil unul sau două momente despre care au auzit despre el și ei au înțeles cu cine au de face. Problema o punem noi altfel acum. De câte ori ai auzit de Domnul Iisus? De câte ori ai fost la biserică? De câte ori la adunare? De câte ori ți s-a spus prin mijloacele mass media? Și de câte ori ai luat cu aseama? Niciodată. Vorbesc cu colegii mei, cu oamenii pe care îi cunosc, cu cei ce mă duc la biserică și ies și îi întreb dacă ai citit cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai luat cunoștință că Iisus a chemat pe ucenici și Domnul Iisus te cheamă și pe tine, mă cheamă și pe mine, și ei rămân reticenți, rezervați, neinteresați total. Unul mi-a spus, pe mine nu mă interesează asta. Unul mi-a adus, a găsit o carte, un Nou Testament într-o cabină și a spus, ăsta e pentru matale, citește-l, noi nu ne interesează. Vedeți, cam aici suntem. Deci Domnul Iisus a chemat pe cei patru ucenici pentru că erau interesați de el. Și în momentul când a auzit chemarea lui, ei n-au mai șovăit, ci au mers după el. Pentru că au crezut din toată inima lor că ăsta nu e un om de rând. Ăsta e Mesia. După evrei, Mesia. Oare ăsta este promisul lui Dumnezeu? Este cel care va ridica poporul din starea asta de moarte sufletească? Anul ăsta împlinim foarte multe evenimente. Se împlinesc în 14 mai 1948, s-a instaurat statul evreu și se împlinesc anul ăsta 70 de ani de la restaurarea statului evreu. Aș vrea să vorbesc despre asta cu altă ocazie și foarte detailat. Pentru că ani de zile, 1800 și ceva de ani, Biserica Creștină a ignorat puțin și l-a pus deoparte butucul. Uitând ceea ce spune Domnul Iisus prin Evanghelia după Ioan, mântuirea vine de la iudei. Mântuirea nu este a noastră, a neamurilor. Nu noi suntem butucul central, ci noi suntem altoiți în butuc și butucul este Israel. Și dacă tu, frate creștin, și tu, sora mea creștină, nu știi nici cele mai elementare lucruri despre problema asta, este grav. Este grav că noi nu ne speriem și nu ne spăimântăm, pentru că în timp de 1800 de ani, persecuția iudeilor a venit din mare parte din partea creștinilor. Grav asta. Și sunt păcate care noi creștinii, acum la mileniul 3, ar trebui să ni le scoatem în evidență și să mergem în fața tronului lui Dumnezeu și să ne rugăm să ne ierte pentru ceea ce au făcut părinții noștri timp de 1800 și ceva de ani. Sunt lucruri foarte tainice. În luna asta se împlinesc 29 de ani de la plecarea
la Domnul al fratelui nostru preiubit, fratele Traian Dors. Despre capitolul ăsta ar trebui să vorbim mult. Am văzut în vara asta, adică în 3 săptămâni în urmă, la un frate în Suceava, o operă minunată. Am văzut o carte cam 60 pe 80 diametru și cam așa de groasă. Sunt 7000 de poezii. Este lucrarea unui frate din Canada și m-am întrebat, Doamne, de ce trebuie să ajungă lucrările astea dincolo de meleagurile noastre, dincolo de perimetrul țării noastre? Omul ăsta, șofer de meserie, și-a cumpărat toată aparatura asta modernă și a colectat toate poeziile fratelui Traian, peste 7000. M-am uitat la cuprins și așa de groasă, și toate poeziile sunt concentrate acolo. Și apoi o alta asemenea ei, la fel de mare, toată opera scrisă. Și mă minunez și spun, Doamne, ce putere a fost în omul ăsta, ce lucrare divină s-a săvârșit și ce puțin cunoaștem. Poporul nostru, țara noastră, conducătorii noștri, biserica noastră e închisă față de acest mare lucrător al Duhului Sfânt. Și mă cutremur și vă spun, chiar dacă orice mi s-ar întâmpla, suntem așa de mici după un colos așa de mare. Stăteam de multe ori cu dânsul și vorbeam. Și îmi spunea, va veni așa o secetă. Cum a venit după plecarea lui Elisei în Israel? Și îmi spunea, a venit Duhul lui Dumnezeu și l-a găsit pe Ilie. Un om simplu, un om de la țară, care a fost gata pentru lucrarea desăvârșită a divinității. Și în el, în Ilie, cu Duhul lui Dumnezeu, și spun, se fac lucrări deosebite. Și face dânsul o comparație. Așa a cercetat Dumnezeu pe poporul Israel. Când căderea era cea mai grea și cea mai dezastroasă, când Ahab făcea ce îi plăcea lui și Izabela dicta. Și el făcea tot. El un israelit. Dar Izabela, femeia asta murdară, venită dintre neamuri, a dus idolatria și a instaurat idolatria la preț de jertfă statală. Și statul tot evreu, tot Israelul, se închina pe înălțimi. Și Ilie n-a putut să stea liniștit și să rabde și să vadă dezastru. Și Duhul Domnului vine peste el și îl înfrunte pe Ahab și atunci îi spune Domnul, fugi, Ilie, că ăsta vrea să te omoare. Și apoi lucrarea lui Dumnezeu face comparație fratele Traian și spune cum Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Ahab și la Israel. Așa a trimis Dumnezeu pe părintele Iosif. Acum spun eu, dânsul era prea smerit ca să-și atribuie o chemare ca a lui Elisei. Doar atât a spus. După ce voi pleca eu, adică părintele Iosif, cu mine o să termine. Cât de curând o să vină rândul vostru. Și așa a fost. A venit rândul lor și ei au suferit, cum spunea fratele Vasile, despre fratele Ioan Marimni și despre fratele Traian Dors, care au suferit și care au fost pătrunși de această chemare apostolică și au făcut parte din Duhul Ilie. Problema a fost că Elisei a zis, nu mă descurc. E foarte greu acum. Pe tine vine Dumnezeu și te urcă în carul de foc și te duce și eu rămân cu Ahab. Aș vrea să-mi dai 2 puteri din tine. Greu lucru ce le-a spus Ilie. Foarte greu. O dublă putere din Duhul Sfânt peste Ilie, să vină o dublă putere peste Elisei.
Pentru mine, din punctul meu de vedere, e foarte greu, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu nu este imposibil. Și dacă mă vei vedea când m-am să mă înalț, când carul lui Dumnezeu și călărimea și carul de foc al lui Dumnezeu o să mă ridice, o să mă vezi cu ochii tăi trupești, așa o să ți se întâmple. Și așa s-a întâmplat și l-a văzut. Și mantaua lui Ilie a fost eliberată și Elisei a luat-o. Și au fost toată viața lui lumina lui Israel din vremea aceea. După aceea a urmat o pauză de câteva zeci, sute, o sută și ceva de ani până la Isaia. N-a mai avut profet Israel. Doamne, fratele Traian s-a dus. 29 de ani se împlinesc acum și în țara noastră vorbesc duhovnicește, fiecare face ce îi place. Fiecare face ce îi place și cum îi place. Spune în Cartea Judecători, când se termină, în vremea aceea nu era împărat Israel și fiecare îi făcea ce îi plăcea. Să ne ferească Dumnezeu de perioade din astea în care fiecare facem ce vrem. Aici este dezastru în care Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minții lor sau la unii le dă o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Frații mei, surorile mele, Duhul lui Dumnezeu este același și nu se luptă pururea cu omul. Și dacă omul alege pe celălalt duh, alege lumea și alege partea asta firească și materială și ceea ce izbește ochii, Domnul Iisus nu face nicio forțare de ușă. Bate foarte zin, foarte încet. Dacă aude cineva, e ca să poți auzi glasul lui Dumnezeu, trebuie să faci liniște în concepțiile tale, în mintea ta răzvrătită sau nedocumentată în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Pe oamenii din ziua de astăzi, spunea un frate, sunt bolnavi de atemie. Adică sunt insensibili la cuvântul lui Dumnezeu, nu interesează nici pe frații din oastea Domnului despre lucrarea lui Dumnezeu, nici pe cei din lume, pe nimeni absolut și cumva să închide carapacea asta și fiecare ne vedem de ale noastre. Stăm comos. Am vrut să spun că fratele Traian, în ceea ce Dumnezeu i-a dat să creeze, se situează deasupra tuturor. Și când spun asta, nu spun lucruri ușor și ieftin. A scris Eminescu, a scris Coșbuc, au scris mari poeți ai neamului nostru, dar oamenii ăștia s-au oprit la un punct. Ei au descris creația. S-au minunat de ceea ce Creatorul a făcut și Eminescu au zis, fiind băiet pădur cu trieram și mă culcam ades lângă izvor. Și în poeziile sale spunea despre creația divină și de frumusețea creațiunii lui Dumnezeu. Apoi au presărat-o cu evenimente istorice, ceea ce s-a întâmplat în războaiele petrecute până la ei. La fel a făcut și Coșbuc. Dar omul acesta, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, nu s-a oprit aici, n-a descris natura în cântecul lui. Și n-a descris războiul și n-a descris națiunea română și n-a lăudat partidele. Ci omul acesta a avut și în mesajul lui trece direct la Creator. Și inspirația lui vine direct din partea Creatorului, din partea divinității. Și această lucrare se desfășoară pe un plan extrem de puternic și de mare. Domnul Dors, toată noaptea dumitale am auzit și mi s-a scris că, ni s-a spus că toată noaptea scrii. Acum ai dat pătura din geam și te rog să ne dai tot ce ai scris azi noapte, spunea securistul. Și dumnealui spune, adică securistul zice, domnule, când ai de gând să te oprești odată? Vin cei ce te purăsc. Când e vorba de pură, fratele Traian spunea, sunt trei feluri de oameni. Sunt unii care merg să purească fără nimic,
fără niciun pan, fără nicio problemă. Așa, din râvna lor, bolnavă, se duce și a văzut pe cineva că a făcut un bine și merge și îl curește. De ăștia mi-a spus colonelul Popa când am fost chemat la securitate, de ăștia mi le amite. Asta e cea mai de jos peță de oameni. Pârăște de dragul de a pârâ și trădează numai de dragul de a fi și el luat în seamă că spune ceva. Târâturi, iubesc trădarea, dă urăsc pe trădător, a spus Napoleon. Și au venit la mine din ăștia și au spus, uite ce ai scris și ce faci, nu se ostoiește, domnule, toată noaptea scrie. Apoi a doua categorie sunt cei ce i-am chemat noi, zice colonelul de securitate, să vină la noi și să ne purească ceea ce faceți voi. Și a treia este, și aceștia o fac, și a treia este că cei chemați să o facă și pus special să o facă, nu o fac. Revenim asupra subiectul ăsta, că e foarte frumos și foarte interesant. Problema este că colonelul de securitate spunea, trebuie să duc tot ce ai scris astă noapte. Și fratele Traian senin și liniștit spune, domnule, fiecare să asculte de stăpânul lui. Adică cum? Domnul Doros, cum vine asta? Dumnezeu asculți de stăpânul dumitale. Cel ce te-a trimis pe dumitale să iei tot ce ai găsit în noaptea asta scris la mine să o faci. Că eu am să ascult și eu am ascultat de stăpânul meu. Stăpânul meu mi-a spus aseară când să mă culc, după ce mi-a făcut rugăciunea, a venit Duhul prin prezența, adică Divinul prin prezența Duhului și a spus, dormi? Trei ani dormi? Și m-am trezit. Și am spus, Doamne, că ai tu, stai gol? Eu și mai gol. Până dimineață, caietul ăsta a fost plin și eu plin peste măsură. Acum diferența că eu ascult de stăpânul meu și dumitale ascult de stăpânul dumitale. Stăpânul meu mi-a spus să le scriu și stăpânul tău le spune să le iei. Ia-le! Foarte interesant treabă. Și le ia colonelul de securitate și le duce și ajung în Canada. Sau ajung cine știe unde, cine supraveghează toate astea. Este Dumnezeul nostru. Călătoream prin Moldova și eram obosit și îmi spune, uite, avem aici o carte. A apărut Osana, Osana, pentru prima dată în țară și am văzut-o în mâine, în mâinile sale. Știi cum a apărut cartea asta? Nu știu. Cu 10 ani în urmă, am primit din partea lui Dumnezeu o înștiințare să scriu poezii pentru copii. Și le-am scris și pentru fiecare pagină am lăsat pagina următoare liberă. Și am așteptat aici să fie poze pentru copii. Și am lucrat lucrarea asta și apoi am lăsat-o 10 ani acolo. Apoi a venit cineva din afară și a spus, cum să mă duc cu mâinile goale de la frăția ta? Și fără să-mi dau seama, am dat în biblioteca mea ascunsă de o perdea, chiar de desubt, de volumul ăsta de poezii de 10 ani scris. Și am spus, uite, asta am. Și i-am dat-o și a dus-o. Și lucrarea asta a ajuns la Societatea Biblică de Misiune în Belgia. A ajuns la redactorul de acolo, a citit-o, s-a uitat la ea, era în românește, s-a dus cu ea a doua zi la redacție și a spus, uite ce ne cere fratele Traian. Dacă cineva dintre voi are talent să deseneze poze pentru copii, pentru fiecare poezie să este loc liber pentru poze. Și s-a făcut așa o liniște în redacție. Apoi s-a ridicat o soră tânără
și a spus: mi-amintesc că acum 10 ani, cu 10 ani în urmă, am desenat niște poze pentru copii. Și le-am pus undeva într-un album. Domnule director, nu știu pe unde le am. Știu că le-am pus bine. Îngăduiți-mi să caut acasă și dacă le găsesc. A doua zi a venit plină de bucurie. Directorul i-a dat și lucrarea fratelui Trean, s-a dus cu ea acasă, a căutat femeia și a găsit toate pozele astea frumoase, puse undeva cu 10 ani în urmă. A pus pe masă volumul de poezie a fratelui Trean și a pus volumul ei. Și minunea a fost că ea n-a trebuit decât să pună pe fiecare pagină, după cum urmau, fiecare desen. Și așa a apărut în România Osana, Osana. Când o să avem timp să vorbim și despre cântările Domnului și despre celelalte cântări, și când o să avem mai mult timp, o să vorbim despre cele 7.000 de poezii lucrate și aduse într-un singur volum. Vedeți dumneavoastră, asta este lucrarea Duhului Sfânt, care nu se lasă baciocorită de fiii oamenilor, de oamenii mărunți, de oameni mici. Spunea fratele Trean: creștinismul după libertate a făcut ceva foarte interesant. A făcut o închisoare pentru Domnul Iisus și a dat libertate creștinilor. Și l-a întrebat: frate, dar cum e asta? De fapt, toate lucrurile dumnealui le vedea un alt fel. Avea un alt reper de, și un alt cadru de viziune, nu ca al nostru. Odată mi-a zis: ei n-au vrut să vrea. N-au înțeles să înțeleagă, n-au ascultat să asculte. N-au privit să vadă. Și am spus: despre cine e vorba? Despre toți cei ce îl resping pe Hristos prin Duhul Sfânt. Adică și resping lucrarea Duhului Sfânt prin Duhul Lumii. Tu vrei să vezi? Eu vreau să vreau? Vreau să ascult? Înțeleg ca să înțeleg? Privesc ca să văd? Sau rămân la celelalte numai trupești și firești? Ne vom opri acum câteva gânduri despre lucrarea Duhului Sfânt în ce privește din punct de vedere evanghelic și în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spuneam în două duminici în urmă că Duhul Sfânt este de natură divină, este de aceeași fel ca și Tatăl și ca și Fiul. Numai că are momente diferite. El completează lucrarea Tatălui, desăvârșește lucrarea Fiului și este ultima lucrare pe care o face Dumnezeu cu creația sa. Și după când, adică atunci când și lucrarea asta se va sfârși, atunci va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și Duhul Sfânt este pretutindem, vă spuneam atunci, după cum spunem Psalmul 139, Duhul Sfânt este puternic, după cum aflăm din spusele îngerilor când îi spune lui Maria: Duhul celui prea înalt te va umbri cu puterea Lui. Și Duhul Sfânt este plin de cunoștință, cum ne spune Sfântul Pavel în 2 Corinteni 2:10, este plin de cunoștința lui Dumnezeu și Evanghelia este adusă la cunoștința oamenilor prin Duhul lui Dumnezeu. Apoi este veșnic, am spus aceste patru calități. Și ce sunt astea patru calități dacă nu sunt Divinul, dacă nu sunt Dumnezeu însăși? Dumnezeu pretutindeni, Dumnezeu puternic, Dumnezeu atotcunoscător și Dumnezeu veșnic. Și acestea le are Duhul Sfânt. Și acestea, dacă Duhul Sfânt este din Tatăl, atunci și Duhul Sfânt are aceleași calități ca și Tatăl și ca și Fiul. Apoi Duhul Sfânt este acela care lucrează în Fiul. Deși Fiul
provine din Tatăl, așa spunem noi în credeu, cel ce procede de la Tatăl. Dacă vine din Tatăl, are aceeași calități ca și Tatăl, dar ca să și le poată împlini, are nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Și acum, atenție, frați și surori, dacă Domnul nostru Iisus Hristos n-a vrut să facă nimic de la El fără aprobarea Duhului, care vinea cu vestea de la Tatăl, pentru că în fiecare noapte El mergea la raport și stătea de vorbă cu Tatăl prin Duhul și Tatăl îi dădea programul de lucru pentru a doua zi. Și apoi Fiul, prin Duhul, ținea legătură cu Tatăl. Și așa se explică că Iisus a fost zămislit prin Duhul în Luca 1:39. Apoi El a fost uns de Duhul Sfânt pentru lucrare. Ce însemnează ungerea asta cu Duhul Sfânt? Să accepti să lucrezi pentru Dumnezeu prin lucrarea ungerii a Duhului Sfânt. Și noi când mergem la ungere, noi acceptăm lucrarea Duhului Sfânt și ungerea o primim cu scopul de a sluji. Și apoi El a fost călăuzit prin Duhul Sfânt, spune Matei, capitolul 4, versetul 1. El a fost răstignit prin puterea Duhului Sfânt, ne spune în Evrei, capitolul 9, versetul 14. Deci toate lucrurile. Și în Romani, capitolul 8, versetul 11, spune versetul cel mai interesant. El a fost înviat prin Duhul. Acum, toată lucrarea asta pe care Domnul Iisus a făcut-o, a făcut-o numai prin Duhul Sfânt. Și de aceea este așa de mare nevoie ca și noi să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că altfel ne contopim în Duhul Lumii. Pentru că cel rău, zice Sfântul Pavel, stă la colț ca să ne înghită. Pe cine? Pe cel ce poate să-L înghite. Pe cel ce n-are Duhul lui Hristos. Zice în Roman, cine n-are Duhul lui Hristos, nu-L are pe Hristos, frații mei, și nu ne amăgim cu astea. Mergem și noi, că așa au mers și părinții noștri. Nu, părinții noștri au fost legați și sunt legați. Și noi trebuie să fim legați de Hristos prin Duhul Său. Și cine are Duhul lui Hristos, acela nu mai poate fi atacat de Duhul Lumii. Duhul Lumii trece pe lângă el, nu înseamnă că nu-i dă târcoale, dar nu-i mai vulnerabil. Pentru că Duhul lui Hristos a fost și l-a pecetluit, spune în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit Evanghelia mărturisirii voastre, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. E dacă Domnul Iisus a avut nevoie de această lucrare a Duhului Sfânt, eu, frăția ta, noi toți, ce zicem? Duhul Sfânt a fost atunci la Rusale, a vorbit în limbi de foc și cu asta noi cam am încheiat. Am terminat cu lucrarea Duhului Sfânt și mai vorbim la Rusale anul viitor. Aici este o problemă, pentru că dacă nu-L avem pe Duhul Sfânt, nici nu vorbim despre El. Pentru că fratele Traian spunea, tot ce scriu vine de la Tatăl prin Duhul. Și tot ce Dumnezeu mi-a dat să lucrez. Și acum, e așa de complexă această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că El s-a pus la dispoziția Duhului Sfânt. Și prin Duhul Sfânt a putut să creeze ceea ce a creat. Și acum, filozofii de astăzi, criticii de artă, criticii literari, nu citesc lucrarea fratelui Traian Dors. Și n-a intrat măcar nici acum, după 29 de ani de la plecare, cel mai înalt for al instituțiilor noastre omenești de cultură. Nu. Nu face obiectul discuției, nici teologic și nici literar. Cei literari nu înțeleg lucrarea fratelui Traian pentru că este duhovnicească și teologii nu înțeleg pentru că nu se lasă pătrunsă de ea și nu-i transformă și nu-i schimbă și de aceea lucrările sale sunt încă în așteptare. Cântările noastre cântate plângând n-au seamăn sub soare. Ce însemnează cântarea pentru fratele Traian era o revelație în care Dumnezeu îi vorbea. Îți ascult răpit cuvântul, plâng când ți-l ascult. Unde este acum pământul
că sunt cer de mult. E ca să înțelegi starea asta, trebuie să ai o stare călăuzită de Duhul Sfânt și tu ca preot, și tu ca Mirian, și tu ca critic literar, și tu ca poet, sau ca prozator, dacă nu ești al lui Hristos și n-ai Duhul lui Hristos, nu înțelegi nimic. Și am întrebat, fratele, ce înseamnă poezia asta? Îți ascult răpit cuvântul, plâng când ți-l ascult, mă doare și vă spun cu mare durere de inimă, nu știu cine și-a permis. Sunt poezii modificate în cuvinte. Eu am carte de cântări veche și în original. Nu spun mai departe decât cineva scoate o iotă din cartea asta, îl va scoate Dumnezeu de la pomul vieții, Apocalipsa 22. Și cine va adăuga un cuvânt la cartea asta, va adăuga Dumnezeu pedepsele scrise în cartea asta, cutremurați-vă! Ceea ce a dat Dumnezeu prin Duhul Sfânt autorului și prin lucrarea lui nu trebuie nicio iotă, nicio virgulă. Și închei paranteza asta pentru că mă cutremur. Cine și-a permis sau cine își permite să scoată un cuvânt de acolo și să-l schimbe cu un alt cuvânt, să-l ierte Dumnezeu și să n-aibă parte de ceea ce am spus. N-am spus eu, am spus cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, nici măcar atâta nu suntem în stare să păstrăm o operă integră și intactă. Și facem lucruri grozave în fața lui Dumnezeu. Îți ascult răpit cuvântul, plâng când ți-l ascult, unde este acum pământul, că sunt cer de mult. Cum ai scris, frate Traian? N-am scris eu. Eu doar am cântat. Era a doua zi de Paști. Când am mers pe jos, 22 de kilometri, până în satul Ceișoara, acolo erau câteva surori și ne-am dus să ne întâlnim la biserică. Preotul de acolo a spus, după ce au ieșit oamenii de la biserică, adică eu m-am ridicat pe o piatră și le-am spus câteva poezii și oamenii au rămas și apoi am ținut adunare și preotul a plecat și a venit la vecernie și noi am stat tot timpul ăsta acolo în soare și le-am vorbit despre Domnul Iisus. Și a fost așa de minunat. Și frații au plecat acasă și ne-au spus, rămâi și pentru mâine? Și mâine e sărbătoare, a doua zi de Paști, dar rămân și pentru mâine, am promis, dar nimeni nu m-a chemat, nicării, n-a spus asta nicării. Nu l-a chemat la masă, nici să se culce, nici să mănânce. Și eu le-am promis că mâine vin înapoi la adunare, să mă duc 22 de kilometri să vin iară, n-ajung. M-am dus la fratele Fântână, la fântâna de la capătul satului. Am băut apă, am mâncat macriș și trifoi și noaptea am scris poezia Dragul desmertării mele. Vedeți în ce situație și în ce stări te cercetează Duhul lui Dumnezeu? Cum să o înțeleg eu? Cum să o înțelegi, frăția ta? O citești și rămâne necitit. N-ai pătruns nimic. Nu știi nici contextul, îți permiți să modifici textul? Să ne ferească Dumnezeu de plagiat din asta. Doamne Dumnezeul nostru, ne apropiem acum cu cutremur de această sărbătoare a plecării dânsului dintre noi și pe zi ce trece vremea îmi dau seama că se concretizează ceea ce frăția sa ne spunea. După plecarea noastră va fi o foamete și o sete, nu după mâncare, nu după oferte ale Kauflandului, nu, ci o foamete și o sete după cuvântul lui Dumnezeu. Problema este că foamea asta și setea deja de la un timp încetinește și ajungem să nu mai avem nici foamea asta. Și atunci plecarea noastră spre dezastru este pecetluită. Pentru că noi ne-am întors spatele la marii noștri oameni trimiși de Dumnezeu pentru neamul și poporul nostru. Cine mai vorbește astăzi despre Nicolae Iorga?
marele om al lui Dumnezeu, născut la Botoșani, 1871, și omorât în 1940, de către o hordă de nelegiuiți. Marele om care la 23 de ani termină facultatea de drept și termină studiile sale la Paris. La 23 de ani vii cu 4 doctorate în țară. Un om deosebit trimis de Dumnezeu. Ne-am uitat înaintașii, ne-am uitat părinții, ne-am uitat spița neamului din care suntem. Sărbătorim anul ăsta 100 de ani de la reîntregirea României. Aș vrea să vorbesc despre asta în preajma sărbătorii de 1 decembrie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.